Nimeni nu mai crede azi în iubirile timpurii. Repede aici, bărbatul meu! Zi! Tu vrei să dau foc? Dacă s-a întâmplat, nu poate să dureze. Mi-a spus... De ce eu? Mai bun ca tine. Părinții tăi vor să te vândă. Dreptate pentru tine. Dacă încă mai ține, tot se va sfârși cândva. Pute și caut-o în brațele lui nenorocitul de Luigi. Într-o comunitate de romi, treaba stă diferit. Nu mai e de trăit cu fata asta în casa mea. De ce? Pentru că nu-ți faci tu datoria de bărbat cum trebuie, mamă. Tinerii se căsătoresc de vreme. Eu nu pot să iubesc pe nimeni în afară de el. Iubesc cu patimă. Hai să rutăm. Urăsc cu înfrigurare. Dacă nu știi, ia după mine. Și să te ferească domnul să intervii între ei. O să se întâmple lucrul ăsta. Dar pe cine trebuie să mulțumesc eu în casa asta? Pe toată casa. Nu știu ce sunt eu, dar o să afli. În această seară vă invităm să urmăriți o poveste despre bine și rău, despre dragoste și minciună. Poți să mă împăți, poți să mă lovești, poți să mă scui, poți să faci orice, dar te rog, lasă-mă să vorbesc. Crina are doar 20 de ani, o căsătorie fericită, un copil și o soacră cum nicio fată n-ar merita pe această lume. Și ce cu ciorba asta așa ca tine? Nu i-ai pus și tu un pic de bulion mai mult acolo? S-a luat cu Liviu dintr-o mare dragoste, dar nici acum, după 4 ani de relație, nu scapă de gura soacră-sii. Nimic din ce face nu e bine ori suficient. Și face treabă, nu glumă. Băi, fată, tot acolo ești! Doamne, pupa-ți-a ștălpili. Păi dacă fierb la găinu și asta fai fat? Păi se fierbe greu, acum am doar de făcut zarzavatul, am pus o mână, mai am acum puțin și gata. Și ce cu ciorba asta spălăcită așa ca tine? Mi-ai pus și tu un pic de bulion mai mult acolo, să fie am și ea. Am pus destul, uitați-vă că nu... Ia să văd, ce-ai pus tu aici? Dar chiar vă rog să gustați, eu am pus că trebuia acum. Ia uite, fă-i cum ea la Dumnezeu. Dar gustați-l, apoi vă dați cu părerea, vă rog eu frumos. Nesărată! Nici sarea acrită. Se pune la sfârșit, dar mai da, a fost oricum, bună, oricum, nu mai spuneți, la nea nimic nu vă mulțumește. Oricum, prinde și ea gustul când are un pic de sare la fir. Înțelegi? Își mai pune fiecare după gust, dar chiar nimic nu vă mulțumește, dar gustați, acum faceți cum faceți de obicei. Nu m-a învățat nenorocita dreacului că nu mă mulțumește nimic. Ce să mă mulțumească nenorocito? Ce să mă mulțumească? Ce că mi-am legat capul fiului cu o nenorocită ca tine? Care nu ești bună nici de o zeamă fiartă să îi pui acolo mai repede la socrul tău, să-i pui la masă acolo, că vine acum. Dar vă rog frumos, dar nu ziceți bine ce spuneți, e destul de făcută, mie îmi place cum ești, cred că o să-i placă și lui Liviu. Și lui Liviu și la Ramir, da? Să-ți placă ție, nenorocită, tu faci ordine în casa mea să-ți placă ție? Tu trebuie să mănânci ce-mi place mie. Gusta, dar n-ați gustat. Nu să mănânc eu ce-mi place ție. Dar vine boala pe mine așa, dar în fiecare zi, dacă nu vă săturați niciodată. Lasă gura jos că tu plezezi, nenorocito. Lasă gura jos, dar nu. Lasă gura jos, am zis. Mă, tare ai boală pe mine că m-a luat fitul. Te-a luat fiul, că nu meritai de el. Una băgată pentru el. Lasă, o să se întâmple lucrul ăsta, să știi. Dacă nu stai în picioarele mele așa cum trebuie, o să se întâmple lucrul ăsta, să știi. Dar pe cine trebuie să mulțumesc eu în casa asta? Pe toată casa. Pe toată casa, da. Nu? Dintr-o mare dragoste, Crina s-a măritat cu Liviu și s-a mutat la socrii cam fără aprobarea lor. De 4 ani, California îi face viața un chin. Să zici mersi că îți dau voie să dorm cu băiatul meu în casă. Și a, dar mai pe stradă cu el, că faceți dumneavoastră, da, nu? Da. Cum? Soția lui dorm pe stradă? Da. Vă fac toate alea, mai am voie să vă și spăl? Să nu, băieline, să vă și spălați? Că nu dormi jos pădușul meu. Ai înțeles? California nu i-a iertat murorii că a venit în casa lor doar cu hainele de pe ea. La câte datorii au, le-ar fi prins și lor bine o noră cu stare, nu o gură în plus la masă. Eu sunt Angel, deschide poată, mă, Grafianei! Unde ești, mă, Grafiane? Ești afară! Data, California, ce e cu țipătul ăsta? Păi ce să fie, că uite, strigă cineva la poartă, uite, dă 10 ure strigă până acum. Și mai California, le aud vecini. Păi cine mai e la ora asta? Doamne, ferește-mă, mereu. Păi și tu nu puteai să te uiți cine este? Păi da, mă, uite, eu, du-te tu, că am auzit o voce de bărbat. Cum să mă duc eu? Eu sunt, mă, Angel, ce? Ah, eu, Angel. Cum putem să ieși tu în fața ta acolo? E Angel. O, să treci, domnul Angel. Te trăi, mă, Grafene, ce fai, mă? Mă rog, Angeluș. Păi, uite pe acasă, ce faci, ce mai zici? Ce să mai zic, văd că tu mă ocolești, nu mai mă bagi în seamă, nu am venit după bani.
Angel e un prieten mai vechi de-al lui Grațian. În urma unor afaceri în care au intrat amândoi acum câțiva ani, Grațian încă îi mai datorează câteva mii de euro prietenului său. Chiar am nevoie. Păi da, tocmai acum, poate... măi, Angele, tocmai acum, păi, că știi că am și eu probleme, dar o să ți dau. Eu păi ziceam și într-un an, doi, trei, că știu că... Un an, doi, trei, păi ce trebuie cu noi la mișto acum? Păi ce facem, măi, că un an, doi, trei, păi facem vreo 20, 30, așa nu merge, nu? Mă, păi tu vreau că mă vorbesc de tot sufletul meu. Ascultă-mă, măi, dau să ți dau. Mai lasă-mă, mai punem ceva. Știu, mi-ai dat 30.000 de euro. Ascultă-mă și pune... Ați când mi-ai dat înapoi? Ți-am dat, știi când am avut, că ți-am dat. Da, domnii, da, fai, bă, da, bă, și eu ce fac acum? Deci am nevoie de bani, furniciorul meu. Păi nu se poate așa, păi. Un an de zile vin la poarta ta. Te înțeleg. Și tu ce faci? Nu, te ce-ai făcut tu cu bani? A, iau. Hai, mă, că dar ne lor și menia. Uite ce... Așa ce am văzut. Și eu ce fac? Tu știi ce pericol a venit pe mine? Păi nu, da, nu chiar. Ce, uite ce pericol a venit? Că văd că mă e la mișto, că mă e cu 2-3 ani. Păi 2-3 ani? Păi eu una deja de când vin la tine la poartă și ce faci? Dar problema care o am eu e foarte critică, e foarte mare. Tu știi. Și de asta ți-am zis de un an, măi, Anghele, mai pun și eu ceva acolo. Și-ți dau banii, măi, Anghele. Nu, hai să facem altceva, ți-am zis, te las 2-3 luni, mai mult nu pot să te las. Am nevoie urgentă de bani. E puțin, măi, Anghele, 2-3 luni, de unde să-ți dau banii, că nu am. Nu suntem, hai. Nu știu. 2-3 luni, fii atent. Uite, aici mă cunoaște toată lumea, are să-mi dea bani, dar face la fel ca tine, că s-aude. Și ce face? Nu-mi dau nici de la ea, nici de la ea. N-am fost eu prost că m-am băgat în combinație cu tine să te împrumut pe tine de bani? N-are de unde să știe lumea că... Păi cum să nu ai de unde să știe că s-a află și nu-i problemă? Nu trebuie să știe lumea ce este. Avem una, da? Știi că avem una. Vreți să te lași fără casă? Păi nu e vorba de asta. Păi cine lași lumea fără casă? Dar după zile astea care ți le-am dat, nu mai sunt bune de nimic. 2000 de euro. Care dobândă? Ce dobândă? Nu mă interesează de vreo casă, dacă nu știu. Uite care te-am. Eu simt că n-am voie să vorbesc, dar până la casa mea. Oprește-te, da. California, ce că vorbesc eu cu Angel, că o să ajung eu la o înțelegere cu el. Știu că am luat bani de la el. Cu 30 de... Are un act semnat și știi ce pot să fac, da? Te folosesc de actul ăsta, că dumneata aia știut acolo ce să faci. Asta nu mă interesează și pot să vorbesc eu. Da, Angele. 2-3 luni maxim. Angel. Nu pot mai mult. După ce a fiert ciorba, Crina a lăsat-o pe soacră să o potrivească de gust și a plecat la magazinul din sat să mai cumpere una alta, doar să nu-i mai audă gura. Mamă, ce te-aș face? Mama, mama, lasă-mă, vreau să mă duc acasă, ești când vede cineva, lasă-mă! Stai, mă, aici, unde te duci, măi? Te rog frumos, lasă, ce vrei de la mine? Ce vrei de la mine? Ce frumos ai! Luigi este unul dintre golanii satului. O place mult pe Crina și ori de câte ori o vede, îi ține cale. Mă, lasă-mă! De ce vrei să pleci? De ce vrei să pleci? Lasă-mă, nu mă mai atinge, nu mă mai pupa, e eu! Nu mă mai atinge, nu mă mai atinge, nu mă mai atinge, nu mă mai atinge! Liviu! Lasă-mă în pace, ce-i faci, mă? Stai, mă, că ea m-a tras de mine. Ce-a făcut ea, mă, tras de tine? Ce-am făcut, mă? De ce mi-a zis, mă, tras de tine? Că tu ai tras de mine, mă, să-ți dau numărul telefon, mi-ai zis că-ți place de mine. Ce-i făcut, mă, că nu ies așa ceva? Hai să-mi place de mine, frate, ce vrei să-mi fac eu? Du-te, mă, așa! Nu e prima dată când Liviu își salvează soția de Luigi. Are o nevastă frumoasă, e drept, dar asta îi cam aduce necazuri. Căutați-mă, mă, doi aici! Nu ai zis că te frate, ce mi-ai tu mai adus aici și ai început să pui mâna pe mine, să spui că îți place de mine? De ce mi-ai vina mea nu este, te rog frumos să mă crezi! Mi-ai frate, dacă mai pui mâna pe ea, te rup în bătaie, nu? Femeia te rup, da, tu ce vrei să fac? Hai, dai drumul, dă-te dracu! Bă, dă-i, mă, drumul! Vino și acasă! Ce-ai făcut, mă? Am venit de la magazin, veneam de la magazin și vrea să mă aștept cu pungile. Cu ce pungi? Să mă duc acasă. Și nu vreau să mă azi de niciun mare. Bă, la un moment dat, cred că stai și mă gândesc, poate avea dreptate, mă, că femeia până nu ridică coada, el nu se dă în față. Nu te mint cu nimic, el a început să tragă de mine, el a făcut chestiile astea, înțelege. Eu i-am să mă lase pace, i-am zis, lasă-mă că vreau să le vadă cineva, am bărbat, el a continuat așa, crede-mă, nu te mint, azi că vreau să mă ajute cu asta. Angel este unul dintre cei mai înstăriți rom din sat. Are afaceri cu mașini, cu vite, cu pământ, o singură fată și 15 ani de văduvie. Codruța este lumina ochilor lui și tot ce speră e să-i găsească fetei un bărbat pe măsură. Fioroi, de nenorocit să și mâine și... Bună, tăticule, ce bună fată. Ce să fac? Sunt nervos. Păi cum nu pot să scot bani? De un an de zile umblu după bani. Ce bani?
datoria care le-am dat-o lui amărâție, dândeala aia lui Stroi. Doamne, dar despre cine vorbești? Ăia dândeala lui Stroi, au ei un băiat, Liviu, care s-a jucat cu tine când erați voi mai mici. Mă, tăticule, ce ai cu oamenii ăia? Ce s-au făcut? Cum ce au? Eu i-am ajutat, am intrat o combinată și acum stau și mă chinui dunam de zile, umblu pe drumul să ce să fac, să scot banii, așa, nu? Așa și, te rog frumos, calmează-te. Nu pot să mă calmez, nu se poate. Calmează-te, liniștește-te și hai să mai ajutăm într-un fel, da? Cum să-i ajut? Eu, lasă-mă să zic ceva, eu de mult timp, eu iubesc pe Liviu, da? De când era mică. Ce nu înțelegi? Păi, ai și găsit pe ce? Cum, pe, da, cum adică uite, pe cine? Așa s-a întâmplat, nu este vina mea, așa s-a întâmplat. Stai să... El în primul rând nu e de tine, el este însurat. El are un copil. Da, da. Și dacă ce faci tu cu un copil? Și dacă e însurat și are copil, ce? Cum adică aia, ce? Dar nu se poate. Dar te uitați la nevastă sa, ce urâtă e și ce proastă e. Dar nu e treaba ta, nu e treaba mea ce nevastă are, ce nevastă și-a mă. Nu vreau să mai fii cu aia, vreau să se mărite cu mine, ce zici de asta? Dar nu e de teapa ta, tu ești frumoasă, tu ai bani, ești bogată, ți-am adus 4 băieți, de ce ai refuzat? Dar ai refuzat pentru din cauza lui amărâtul ăla? Eu nu pot să iubesc pe nimeni în afară de el. Eu îl iubesc de când era mică. Tot ai nebunit? Da. Ai ceva? Ce se întâmplă? Tata, am și o întrebare pentru tine. Tu te gândești la fericirea mea? Păi de asta și fac atâtea pentru tine. Păi și atunci dacă tu vrei să-mi fie mie bine, să fiu fericită, atunci de ce nu mă las să mă măricu? Pentru că nu e pentru tine. Da, în primul rând e un sărăntoc, în al doilea rând are un copil. E însărat. Cum vrei să-i despartă dacă vrei tu? Te rog, din tot sufletul. Te rog, fă în așa fel să mă căsătorești cu el. Nu se poate. Deci nu, așa ceva nu. Codruței nu i-au plăcut niciodată bărbații accesibili. Are 27 de ani și se poartă ca un copil răsfățat. Știe că tatăl ei are o sensibilitate pentru ea și profită. Vrei, tăticule? Ia ascultă-mă tu aici. Ascultă-mă tu aici. Ce? Tu vrei să-mi dau foc acum? Pune-și. Ce ai făcut? Stai liniștită. Tu vrei să-mi dau foc? Nu, stai liniștită. Stai să vorbim că... Eu aprind bricheta ta și tu dacă nu mă las mări cu băiatul ăsta, eu dau foc și uiți că mai copil, da? Așa cum a murit mama, așa o să mor și eu, da? Lasă-i așa și stăm de vorbă. Te rog frumos, da? Știi că fac orice pentru tine. Ai două ocazii ca să mă jelești și pe mine și pe mama, ai înțeles? Uite, lasă ăsta jos, te rog eu frumos, lasă-l jos. Hai să stăm de vorbă, zi ce vrei, ce vrea tata, că știi că fac orice pentru tine, zi. Eu vreau să te gândești la mine și la fericirea mea. Și te rog din tot sufletul, niciodată nu te-am rugat așa ceva, dar te rog acum, te rog, ajută-mă, fă în așa fel încât să mă măriți cu Liviu, te rog, te implor. A doua zi, Angel, însoțit de gărzile lui de corp, pe care le folosește când merge la intimidare, a venit să-l viziteze pe Grațian. Instrucțiunile fetei au fost clare. Îl vrea pe Liviu cu orice preț și cu orice sacrificii. Angel a venit cu o propunere de afaceri și cu cadouri. Salut, Grațian! Noroc, Angele! Ce faci, băiatul? Ce fac? M-am vorbit și noi vorba seară. Angele, e vorba de... Vino, dragă, stai aici. Și ce aici? Stai că să vedem de ce a venit Angel. Am venit cu o propunere. Dacă ai venit pentru bani, știi că aseară ne-am lămurit și nu am de unde să-ți dau banii. Ți-am zis, din start. Deci... Acum de unde, dacă nu, da. Nu am venit pentru bani. Am venit cu o propunere, da? Da. Așa că eu să spun despre ce este vorba și să vedem dacă ne înțelegem, da? Deci... Fata mea, vreau să o mărit. Să fie sănătoasă, da, să fie de bine. Să ne pune naș ce... Nu. Stai California, stai. Am venit să-l pățesc cu băiatul vostru. Deci vreau să o mărit cu băiatul vostru. Stai, care băiat? N-am decât un singur băiat. Stai. Cu băiatul vostru? Eu glumă sau că... Ca să știu și eu, cum, măi, Angele, nu se poate așa ceva. Nu este o glumă. Păi... Deci vorbesc foarte serios și vă șterg datoria. Două secunde. Știi că băiatul meu e însurat. Am nora, am nepotul de 3 ani. Cum poți să zici, măi, Anghile, de treaba asta? Nu păi, se poate. Asta e problema voastră. Păi, eu am venit să vă fac propunerea. În afară că vă șterg datoria, așa. Vă mai dau și niște ceva bani, niște daune morale așa. Da. Dar problema asta trebuie rezolvată. Ai zis să-mi las nora din casă? Da. Ca să o ia pe fata dumitale?
California. Din cauza că n-am acum o săptămână, două să-ți da banii? Ăsta e un șantaj? Nu este un șantaj, banii aveți să-mi dați de un an de zile, mai bine de un an de zile. Păi... Și nu aveți de unde să-mi dați. Păi asta văd că v-am fac. Făcut o propunere, dacă sunteți de acord, dacă nu, iau băieții frumos, luăm astea, le ducem înapoi. Anghele, și... nu așa ne-a fost vorba, Anghele. Nu, deci asta e propunerea pe care v-am făcut-o. Nu, băieți, ce hai băieți? Să luăm. Le luăm așa, o să mă întorc mâine. Două secunde, bani. Două secunde, dar cu... hai să nu ne grăbim, să nu ne grăbim cu vorba, te rog eu. Nu mă grăbesc. Dacă... Deci, dacă vrei să ne înțelegem, păi ne-am venit, ce nu am venit, nu v-am venit. Stai, California. Da? Dar stai puțin, nu putem să găsim o altă soluție ca să nu ajungem în situația asta? Că e comunitatea asta noastră, romilor, de noi. Asta vă cum putem să rezolvăm? Asta, cu asta vă descurcați voi. Deci eu am venit să vă fac propunerea, nu vă convine. Vă șterg și datoria, vă mai dau și niște bani în plus. Intrați într-un neam mare. Măi, Anghel, știu că ești numărul mare. Eu vă las până mâine. Anghel a fost categoric. Îi dau băiatul de ginere sau îi lasă pe drumuri. Dar dacă se poate să găsim o altă soluție, să nu intrăm în comunitatea asta romilor, înțelepților, să ne scoată la stabor, nu e bine, măi, Anghel, mai găsește și tu altceva. Să facem să... Știți că am un singur copil și când mă chinui pentru el. Știu, Anghel, vreau știu să-i fac plăcere. Asta este plăcerea ei, deci nu am ce să mai discut. Dumneata e un singur copil. Și vrei să pui la bine, să trăiască bine. Da, pentru că fața mea iubește pe băiatul tău. Vrei să-l distrug? Nu. Păi da, da. Am înțeles că și așa nu vă înghițiți nora, da? Copilul, nepotul, vă după aia să rămână. Dar la proastă, nebună, mi-o învăț eu. Nu vă convine să intrați într-un nea mare? Cu bani? De ce nu stați să vă mai gândiți? Nu ne-a gândit nimeni treaba asta că ești de onoare, că e neam mare. Anghele, dar e ceva care este ilegal în comunitatea noastră, de lumea de noi. Dacă tu crezi că e bine, dar nu cred că e bine, mai Anghele, hai să vedem ce facem. Putem să facem și legal. Simplu. Să găsești o modalitate ca să scăpați de nora voastră și așa mai departe. Ne căsătorim copii și toate ies bune și frumoase. Oferta e tentantă, dar pe cât de atrăgătoare, pe atât e de improbabilă. Oricât și-ar urâ nora, California nu vrea să-și rănească fiul. Păi, măi, Grafiane! Nu e pus părele, are doar o fată. Avem să-i dăm bani. Ce trebuie păi să facem? Păi și noi avem doar un băiat, măi, Grafiane. Noi nu ne gândim la băiatul nostru. Da, de trebuie să că ne gândim și foarte mult. Are și un copil cu ea, mă, Grafiane, mă. Ce facem? Știi ce vrea să facă ăsta? Tu nu știi. Eu știu că am mai fost la el. Am știut ce am mai făcut și cu altcineva. Da, bule, dacă rămânem fără casă, dacă rămâi fără asta, dar așa mai bine, ne facem neam cu el. Așa. Mai înțeles? Ne întărim neamul. Da? Și suntem super păi da, mă, Grafiane, dar cum îl dăm noi pe nebunul de lasă că găsești tu, păi ești tu mama lui. Sunt mama găsești lui. Tu, mai vorbești și eu, găsim o soluție. Da? Păi zi-mă, Grafiane, de ce să vedem și noi ce facem. Și băiatul ăla care se ține mereu de ea? Care e băiatul? Și merge la fix, la fix. Nebunul ăla de lui, ce mă, zici? Ăla, vezi că știi? Nu, mă, ce dracu faci? Iată, soluții se găsește dacă vrei. Nu ajungem să ne certăm cu lumea, că lumea e tare, nu are bani. Nu avem să ne punem noi cu ei. Așa. Eu fac ce fac. Așa. Da, tu știi că pentru fata asta, chiar dacă îi găsim un motiv, chiar dacă zicem că așa a făcut ce n-a făcut după băiat, noi tot trebuie să plătim în stambor. De unde luăm noi banii, mă, Grafiane? Că dacă ea s-a culcat cu ăsta, ascultă-mă, eu știu ce se perindă în comunitatea asta. Ascultă-mă două secunde. Așa. Ascultă-mă, că eu sunt bărbatul în casă și îți dau idei și tu trebuie să le pui în practică, mai înțeles, ca femeie. Așa. Că de asta ești femeia mea, eu sunt șeful aici în casă. Păi mai știu, știu lucrul ăsta, da? Ascultă-mă, odată ce s-a culcat cu ea, poți să aibă și 10 case. Și 10 copii, și indiferent orice ia în familia noastră lumea. Și atunci, înțelepții noștri, la treaba asta, dacă e nevoie, mai bine să și mai ne plătească. Dar noi nu acceptăm, că e vai de capul ei. Mai înțeles? Și o lăsăm așa, baltă, și am rezolvat-o cu Anghel. Decizia este luată, așa încât mai pe seară, după ce au așteptat ca Liviu să plece la muncă, cei doi soți vin să informeze și pe Crina de hotărârea luată. Ce vă? Schimb lingeria, fac patul. Ia lasă jos tot din momentul păi de față. Hai, nu mai faci nimic. Păi mai am dat să arăgeți pătura și atât. Gata, uite ce am pentru tine. Ce e aia? O pungă. Ce? O pungă, da. Așa. Uite ce fac cu punga asta. Din momentul de față. Hei, ce faci cu hainele? Hai, tot bagajul. De ce scoți hainele? Gata. În casa mea nu mai e ce e căutat. Adică în casa mea nu mai e ce căutat. Pune-mi hainele înapoi. Nu mă fă să te iau și de păr acum. Vrei să...
să mă faci pe mine să ți le pune o în geantă. Ce aveți? Ce înseamnă chestia asta? Hai, pune-ți-le imediat. Hai, hai, hai. Ce ai cu hainele? Acum, acum. Nu-i mai acum nimic. Imediat. Unde să mă duc? Gata. Gata că nici băiatul meu nu vrea să mai stea cu tine. Ce aveți ați nebunit? Aveți probleme cu capul? De ce ați venit peste mine în cameră? Am eu probleme cu capul? O să-ți arăt eu acum. O să-ți arăt eu acum câte probleme am cu capul. Nu mai, nu puneți mâna pe mine. Eu nu plec nicăieri. Unde să plec? Da? Nu plec nicăieri. Ce? Unde mă trimite? De ce ai ajuns tu, stăpână, în casa mea? Imediat, imediat acum ești. Nu plec nicăieri. Acum, acum, acum că te urmă. Nu vine, Liv, eu nu mă duc nicăieri. Înțelegeți că nu mă duc nicăieri? Nu aștept pe mine. Nu m-am crescut pe mine. Lasă-mă-n pace! Ușor, până ușor, nu vine să-i explic ce se întâmplă! Eu nu mă duc nicăieri! Tu, nenorocito! Nici nu mai dați din mine! De la o parte! De la o parte am zis, gata! Fără copilul meu! Ieși afară, ieși afară! Niciun copil! Lasă, ia-i bagajul! Lăsați-mă-n pace! Lăsați-mă-n pace! Vă rog frumos! Ieși afară, ieși afară imediat! Socrii au dat-o afară din casă pe nora lor, fără nicio explicație. I-au strâns câteva haine și au băgat-o în mașină cu forța. Ca să fie siguri că nu se mai întoarce, au dus-o la mătușa ei, cea care a crescut-o. De această dată au scos din mânecă cele câteva acuzații grave pe care le aveau pregătite. A doua zi de dimineață, Liviu se întoarce și el de la muncă. A lucrat de noapte și noaptea lui a fost liniștită, departe de nenorocirea crinei. Hei, hei, ce faceți? Uite, mamă. Bine, băiatul tati. Ce face prințul tata? Ia zi, zi, ce faci, prințul tata? Cum ești tu? Așa. Ce faci? Mamă. Uite ce ți-a adus tata. O gecuță pentru tine. Uite ce frumos este. Tu l-am treabă de tine. Unde uite ce frumos este. Ți-a fost doar de tata? Nu ți-a fost doar de tata? Hai, sunt supărat pe tine, zi. Sunt supărat pe tine. Dar ce faci, mamă? Ce de ce ți-a adus? Unde-i crina? Lasă, mamă, că uite... Ți-a adus bobo, ăsta micu, întreba de tine, da, de dimineață. Tu unde stă, mamă, până acum? Pe la muncă am fost, mamă, dar tu de ce speli? Păi trebuia să vii, mamă, două ore, două. Cum ai mâncat ceva pe acolo? Cât ai păi stat? N-am mâncat, dar... Hai bine, unde mamă, e? Lasă-mă pe mine, lasă că spăl. Du copilul. Mamă, Crina, unde e, mamă? Așteaptă, mamă, că vorbim. Grafiene, ia copilul și du-l puțin în casă, dragă. Da, California. Du copilul în casă. Uite acum ne ducem după bebe. Și te joci cu bebe, da? Asta întreb, mamă. Dar tu nu mă întrebi și pe mine. Mamă, cum ești, cum nu ești, cum mai ești pe picioare, adică n-ai de unde să știi. Păi de ce te-am întrebat? De ce speli tu? Așa e, mamă. Tu știi ce a făcut nevastă ta, mamă? Care o numești nevastă? Că știu că pentru tine e prințesă, e regina lumii, mamă. Este mamă, că e soția mea. Normal, mamă, așa ar trebui să fie, nu că este mamă. Tu nu știi ce a făcut nenorocita de cu**a, de fufa asta, ta, mamă, stai. Care mi-ai mâncat zilele cu ea. Nu, mamă, de ce o faci cu**a? Mamă, așteaptă-mă, așteaptă să vorbesc eu și după aceea... Dar nu jigni, este soția mea. Nu jignezi, mamă, dar ea când te-a jignit pe tine, mamă, nu-i nimic? Că nu m-a jignit mamă niciodată. Vezi să nu iasă copilografia. Las că se joacă cu ăla mic. Așteaptă, mamă, să știi. Să mă asculți întâi ce s-a întâmplat cu ea și după aceea să-mi spui dacă această femeie o mai numești femeia ta mamă. Înțelegi ce spun? Sau norul acestei case. Înțelegi? Înțeleg. Îl știi pe nebunul ăla de Luigi? Ce cu el? Păi tu știi cu cine am prins o mamă în fundul grădinii? Pe cine, mamă? Pe cine? Sau cu cine, mă întrebi? Nu, pe cine ai prins? Pe nevastă ta? Cu băiatul ăsta, cu Luigi. Asta este o glumă, nu?
O glumă, mamă, cum să nu? Avem un nepot în casă, avem, tu ai un copil și eu stau de glume. Am să-ți spune că este o glumă și spune unecrina. Da? Unecrina. Unde e crina? Du-te și caut-o în brațele lui nenorocitul de Luigi. Nu, califă, mamă, te ascult-o că spune adevărul. Eu sunt tatăl tău. Te rog să mă crezi. Ia uite pe cine am crescut. Ne batem joc de familia noastră. Am educat. Ca să vezi. Ai cuvânt, deci tu mă știi, da? Te-am crescut de mic și trebuie să mă înțelegi. Am prins o dezbrăcată până la brâu. Așa, dezbrăcată. Zic cum ai zis mie, mamă, că tu știi că la noi nu se prea vorbește. Da, ești băiatul meu, mamă, trebuie să spun. Eu muncesc și crina prin spatele curții cu Luigi. Prin spatele curții cu Luigi. Stai să vezi că încă n-ai auzit-o. Încă nu știi totul. Păi zi mai repede. Da. Și când am început să țip, mamă, el s-a îmbrăcat repede. A luat-o pe poartă și a fugit. Când să pun și mâna pe nenorocită, trebuia să mă... Măi, tată, i-a prins direct. De ce știu că ți-e rușine că e băiatul tău? Dar direct, exact, tată, că știi că la noi nu se... Pentru că m-am ocupat de copilul tău. Că era să cadă pe scări, de aici, și când am pus mâna să prind copilul, să-l țin, ea a fugit cu el. El și crina unde este acum? Cu nenorocitul de Luigi, de Luigi, mamă. Păi și-a plecat fără să-mi dăm eu o explicație? Păi ce explicație să-ți mai dea, mamă, ție, că a zis că n-are ce să-i explic eu lui tombălăul ăla tău? California și-a cântărit cuvintele și a stabilit pas cu pas ce trebuie să spună și cum trebuie să reacționeze. Lovit de o asemenea veste, Liviu nu are timp să-și mai pună întrebări. Vorbește de ea la trecut. Pentru tine, crina e moartă, mamă. Ce ai auzit de la mine... Nu, mamă, ascultă-mă. Ce ai auzit de la mine, din momentul de față, mamă, crina pentru tine e moartă. Nu pot să cred. Nu vreau să cred lucrurile astea. Zii mersi că am oprit cu copilul, că vroia să fugă cu copil cu tot, mamă. Nenorocita asta încă nu s-a auzit în neamul nostru. Înțelegi ce spun? Ca să nu te adă veste că s-a măritat ea înaintea ta și tu ai rămas de râs, lasă, mamă, e. Că noi te însurăm înaintea ei. Așa, mă, tău, mamă, să mă însuri. Ce însuri, mamă? Cu cine ești însurat? Nu mai ești însurat. Stai puțin. Cu cine, mamă? Cu aia? Nu mai fă așa, e pe mea pe care o iubesc. De ce, mamă? De ce? Că te-a făcut în fața mea că nu ești bun de nimic și că ești un tâmbălău? Și cu cine să stea? Cum putem să cum putem, mamă, să suport eu lucrul ăsta? Mamă, mă gândeam că o să vin acasă și o să-mi strâng femeia. Da, mamă, da, mamă, așa te gândeai. Așa, mamă, te gândeai. Dar e mai bine că s-a întâmplat în fața mea și am văzut, mamă, ca să nu te ducă toată viața ei așa să fii în fața și ei. Și cum, mamă, să mă însuri repede? Mi-ați găsit nevastă? Da. Pe Codruța, mamă, știi? Nu știi pe Codruța, cum tată? Mamă, nici nu vreau să mă gândesc. Cum, stai, mamă? Liniștit că ca Codruța nu-i nimeni. Stai, stai, și de familie. Fata California n-are nevoie de bani, e bogată și nu se duce să alerge după bani. Au trecut 3 zile de când nenorocirea s-a abătut asupra crinei și a familiei ei. În acest timp, tânăra fată nu și-a văzut nici copilul, nici soțul. Doar că mătușa crinei s-a ținut de cuvânt, a convocat staborul și a adus pe socrii fetei în fața judecății. Toată lumea e acolo, pârâta și pârâtorii, martori și gurăcască, inclusiv viitoarea mireasă a lui Liviu. Să auzim pentru ce ne-ați convocat aici. Păi uite pentru ce e bulibaș. Nu mai e de trăit cu fata asta în casa mea. De ce? Rușinea care ne-a făcut-o în casă la noi, să zică mersi că n-a plecat desfigurată din casa mea. Cu nas tăiat, cu limbă scoasă, auzi tăiată, motivele. Că știi cum, ce se întâmplă. Motivele. Motivele? Motivele ți le dau cu dovezi. Acum ți le dau. Ai dovezi? Cum am prins-o? Am dovezi că am prins-o direct în patul băiatului meu, Bulibaș. Care e dovada? Dovada este că am prins-o chiar cu acest băiat. E adevărat? În pat. Bună, iubito. Care? Ce faci? Ia, mint. Bă, nenorocitule, cum poți să-i zici, mă, iubito? Mă, nenorocitule, de ce faci chestia asta? De un an cu ea. De un an în zile. Fac sex cu ea și la telefon. Și mă, nemercule, cu cine faci tu? Și la ea în am făcut. Liniște, liniște, liniște. Și acasă la ea și prin telefon. Non-stop. Îmi spune că sunt cea mai bun bărbat din viața ei. M-am distrus viața, mă, nu mai minți. Mint? Uitați că nu mint. Am și niște sub venit. De ultima oară când am făcut sex cu ea, a rămas de la ea de acasă. Bulibaș, ești o nevoie. Stai, 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 stai,
mi l-a furat, mi l-a furat și l-a dat. Ultima oară când ai rămas cu mine. Înțelege, ce caută mă asta la tine, spune. Ultima oară când ai rămas cu mine. Bulibașa m-a furat. Nu știu, 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 nu dezbrăcată, plânsă, i-a pentru că e o parașută și bătută și Staborul trebuie să judece și să condamne pe vinovați. Pedeapsa pentru prea curvie e groaznică. Pentru că, având dovadă, ce mi-a spus și ce a avut, ce a arătat, desfac căsătoria dintre copii, dintre copii, Cât mai repede. Și pe copilul care îl are revine la dumneavoastră. Nu, e copilul meu. Iar tu, tu nu mai ești copilul. Copilul. Ascultă. Nu să taci, că nu ești în situația mea. Nu să taci. O să taci. Tu cu să taci. Vezi că te pedepsesc pe tine dacă taci. De ce mă pedepsesc? Te pedepsesc pe tine. Iar dacă mai comentezi mult, pedeapsa, pedeapsa o să șerpi nasul și limba. Așa cum e la noi. Da. Bună, bă! Bulibașa, rămâne la tată. Asta are bani, Bulibașa. Din cauza că dovezile care le-am primit, astea au fost. Hai din ora acasă, hai. Asta este, am zis. Noi vă mulțumim că ați făcut dreptate, Bulibașa. Că ceea ce a făcut, da. I-am tăiat nasul, nu i-am luat. O să vă pedepsesc. Să te pedepsesc. Că pe tine că ești liniște, o parașută. Gata. Stai să ne mergi. Gata. Gata, Zdreanțo. Hai din mama acasă, hai. Hai acasă. Liviu e negru de supărare. Spusele mamei lui s-au adeverit. Dovezile împotriva Crinei vorbesc de la sine. Ce faci, mă, nenorocitule? Bă, mi-ai distrus viața, mă! Ce ai făcut cu nevastă mea? Ce vezi, nu te-a spus chiar așa? Bă, de ce eu? Mi-a spus de ce că ea? Sunt mai bun ca tine, ce vrei să spun? Bă, nu puteți să găsești o altă femeie! Păi ce vrei să spun dacă mi-a spus că ești nimic, dar mi-a zis că ești... Bă, nu zi mie că sunt nimic, că cine ești tu? Mi-a zis că sunt nimic, mi-a zis că sunt mai puternic ca tine. Bă, nu ești, mă! Ce mi-a zis? Bă, 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 orice femeie de lume puteți să o ai. E seară. Crina a plecat de la mătușa ei fără să-i spună și de mai bine de o oră îl pândește pe fostul ei soț în curtea casei în care a fost fericită alături de el. Încă mai crede în dragoste și dreptate. Liviu, am venit să vorbim. De ce ai venit? Am venit să-ți explic tot ce s-a întâmplat. Am venit să-ți explic ceea ce au inventat părinții tăi. Mă placă până nu pun câinii pe tine. Poți să pui orice, poți să mă bați, poți să mă lovești, poți să mă scui, poți să faci orice, dar te rog, lasă-mă să vorbesc. Lasă-mă să-ți spun, te rog frumos, lasă-mă să-ți spun. Că nu meriți nimic din partea mea. Nu meriți, dar lasă-mă să-ți spun. Ascultă-mă și apoi poți să-ți explic. Ce să ascult? Sunt mama copilului tău. Părinții tăi au inventat povestea cu Luinci. Părinții tăi ți-au găsit nevastă, că avea datorie la Angel. Părinții tăi vor să te vândă. Tu nu stai seama de ce se întâmplă în jurul tău. Nu ți-am făcut nimic, nu te-am înșelat. Nu a fost o invenție. N-am fost cu Luinci în fundul grădinii. N-am fost nicăieri cu el. Bă, nu meriți să fii mama copilului meu. Ba, merit, nu meriți, ești mizerabilă. Cum poți să am încredere în tine, mă, la cât ai făcut până acum? Ce-am făcut? Cum aș putea să mă am încredere în tine? E vorba. Mi-am pus vorba cu mamei tale. Te rog frumos, ascultă-mă, te rog. Pleacă! Crina a sperat că îl va îndupleca pe soțul ei. Nu l-a mințit niciodată. El a fost primul și singurul ei bărbat. Dar ce folos când ochii lui o privesc cu furie și repulsie.
Codruța, viitoarea soție a lui Liviu, i-a auzit și a venit să o scoată afară pe intrusă. Haideți, hai să fim ca noi, într-o familie frumoasă. Nu meriți nimic, absolut nimic. Poți să pleci. Uite, iar tu și Ramir, te rog. Poți să pleci. Te rog. Lasă-mă, nu meriți nimic, ești o mizerabilă. Ce dau de aici? Cine e tu? Ne rog. Pleacă. Uite, să pleacă. Hai, pleacă de aici din curtea ta. Unde să plec? Pleacă de aici. Nu pleci nicăieri cu mine. Curtea mea, uite să mă adună. Unde e curtea mea? Pleacă de aici, e bărbatul meu. E bărbatul, nu mai e bărbatul meu. Dă-te, Liviu, vorbește. Nu, vorbește, te rog. Pleacă de aici. Nu, lasă-mă în pace, tu n-ai ce discuta cu mine. Ești, Liviu. Dali, dă afară pe asta. Dă afară pe asta. Dă afară. Ești, ești. Ești afară de aici. Te rog frumos. C***a puțită. Strâmbo! Te rog frumos! Vino, vino cu mine! Hai, dreaptul, pleacă de aici! Hai, hai, lasă că rezolvă tata! Hai, 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 să stăm de vorbă, da? Te rog frumos, stăm de vorbă! Angel a luat-o pe Crina și a plecat cu ea cât mai departe de casă. Când au ajuns într-o zonă pustie, s-a oprit să discute cu ea. Angel își iubește atât de mult fica, încât e capabil de orice pentru a o vedea fericită. Fii atent, eu nu am nimic cu tine, ai înțeles? Eu nu vreau decât fericirea fetei mele. Te rog frumos, să o lași în pace, să lași și pe băiat în pace, să nu-i mai sucești mințile, nu mai ai ce căuta pe acolo, te rog frumos. Ce fericire îi vrei, știți că Liviu nu iubește și când va afla adevărul va lăsa, ce fericire, ce adevăr să afle. Mi-ați luat copilul pentru niște bani, mi-ați luat pentru ca să faceți fata fericită, pentru atât de da, ce? Asta, am o fată și trebuie să fac fericită, da? Iar copilul va avea o altă mamă cum pe care o va cunoaște începând de astăzi. Nu există așa ceva. Cum altă mamă, omule? Da, eu sunt mama lui, eu l-am născut, eu l-am crescut. Mie îmi spune mamă, bă, bă, te rog frumos, gata, nu mai vreau să te milogi. Gata, deci nu mă interesează. Ți-am spus destul de clar, da? Nu vreau, nu vreau să... Nu, deci nu mai discut, te rog frumos, nu mai discut. Și gata, începând din momentul de față. Dacă încă te mai prind pe acolo sau o să fiu și mai rău. Nu o să fac ce spuneți niciodată. Copilul o să vină la mine. Gata. Nu mă interesează fericirea fetei tale, contează copilul meu. Da, e fericirea fetei mele, numai asta contează pentru mine. Soțul mi-a stricat casa, mi-a luat copilul. Nu ți-ai stricat-o, tu ți-ai stricat-o. Nu puteți să spuneți, copilul meu are altă mamă. Înțelegeți? Nu puteți să spuneți chestia asta. Are altă mamă și nu țipa la mine. Ia, te rog frumos, dă-te jos din mașină. Nu puteți să mă dați noaptea afară. Nu mă interesează, dă-te jos din mașină. Nu mi-e frică, sunt lupi, sunt câini, mi-e frică. Nu mă interesează, dă-te jos să nu te dau eu. Dă-te jos. Noapte. Te rog frumos, dă-te jos, dă-te jos să nu te dau eu. De ce îmi faceți rău asta? Nu-ți fac niciun lucru, ce ai făcut singur, te rog frumos, te rog frumos, te rog frumos, dă-te jos din mașină. Crina s-a dat jos din mașina lui Angel. E pustiu în jur, nicio casă, doar câmp și o șosea, cel străbate nesigură. Până la cea mai apropiată așezare sunt cel puțin 15 kilometri. Biata fată nu știe dacă frigul e mai acut decât frica sau decât dorința de a termina odată cu acest calvar. Poate că acesta e răspunsul. Poate că acesta e destinul ei, să moară în câmp, singură și înghețată. Băi, petiță, ce ești nebună? Vrei să mor pe baza pușcării? Da, vreau să mor. Urcă de vete mă... de drum și calcă, mă, vreau să mor. Ce mă, fată? Vreau să mor, te rog, lasă-mă atât. Doamne, ești înghețată. Ce nu pune mâna pe mine, că eu nu te cunosc pe tine. Tu nu mă pune mâna pe mine. Ce-ai puțin, puțin așa? Nu te cunosc, lasă-mă. Lasă-mă puțin așa, poate te pot ajuta. Vreau să mor, atât. Nu mor. Dar ce-ai puțin, mă, vrei să mor? Ești tânără, ești frumoasă, cum să mor? Nu vreau, nu sunt nimic, vreau să mor. Doamne, ești înghețată. Hai să duc în mașină și povestești acolo. Hai să duc în mașină și povestești acolo, ești înghețată. Vreau să știi, vreau să mor. Urcă-te în mașină că ești înghețată. Au trecut 3 săptămâni de la întâmplările de mai devreme. Crina a fost salvată de un bărbat cu inima bună, iar Liviu a acceptat căsătoria. Târgul a fost foarte simplu. Ca să li se șteargă datoria, California și Grațian și-au dat băiatul după mofturile Codruței. Moartea mamei și accidentul de la care a rămas cu un defect de mers i-au zdruncinat fetei inima. Ceva mai devreme, cei doi și-au jurat iubire veșnică și când petrecerea la restaurant era în toi, au fugit de la nuntă ca să fie singuri. Ce bine că am plecat de la restaurant, nu? Nu era bine că am plecat, că am lăsat toți oamenii aia acolo. De ce? Eu vreau să petrec noaptea asta cu tine. Haide, vină, te doresc atât de mult. Știu, dar... Au, mă ușor cu rochea. Știu, dar... Dar ce?
Sunt foarte și obosit. Toată ziua m-am bat la biserică. Hai, lasă. Lasă-mă să stau și... Hai, stai jos. Tu știi că de când eram mică sunt îndrăgostită de tine și că de mult așteptam clipa asta când voi deveni soția ta. Și în momentul ăsta sunt cea mai fericită. Tu nu înțelegi că tu mă faci cea mai fericită. Păi știu că ești și fericită. Știu că mă iubești, știu. Da. Atunci dacă mă iubești, te rog, vine un coa. Haide să facem dragoste. Hai. Și vreau să facem dragoste așa îmbrăcați. Uite cum suntem, ce zici? Doamne. Dar de ce te pui acolo? Spune-mi, de ce te pui acolo? Hai, sărută-mă. Te rog eu, Crina, te rog. Ce ai zis? Ce-ai zis? Te-ți bagi joc de mine? Doamne, nu vine să cred cum de m-am căsătorit cu tine. Cum de m-am... Te rog să mă înțelegi. Nu am vrut să zic lucrul ăsta, pur și simplu sunt foarte obosit și de asta am zis-o. Mi s-a făcut, nu mai pot. Cum mai, băiatule, cum poți să mai fii cu aia? Sau vă te gândești la aia? Nu știi cât rău te-a făcut? Păi tocmai nu mă gândesc, pur și simplu. Păi și de ce-i pronunț numele ei? Înseamnă că încă o mai iubești. Nu? În timp ce Codruța l-a prins pe Liviu cu o caua mică, pe stradă, în apropierea porților, o ceată de indivizi cu torțe aprinse cere dreptate. Noaptea de iubire a fost sabotată. Întâi de Liviu și apoi de sătenii furioși care s-au adunat în fața porții. Uite-te afară! Ce e afară? E foc afară! Păi foc! Ce foc, băi? Uite-te, vino și uite-te! Vin să ne dea foc la casă! Cine? Vino! Au! Piciorul! Grupul de săteni susține cauza Crinei. De această dată, adevărul nu este la mijloc, ci de partea celor care cer dreptate. Tată, vino că a venit prea Alina, vrea să ne dea foc la casă. Ce cauți tu aici, femeie? Vreau să am venit să vorbesc frumos cu tine. Tu ce ai făcut? Te-ai căsătorit cu șcapa asta? Stai puțin, nu-i zi așa. Te-ai lăsat nevasta ta cu copil și te-ai mărit. Tu știi că părinții tăi te-au căsătorit fără să știi că ei aveau o datorie de bani și te-a vândut pe tine pentru ea. Fică ta este o mincinoasă. Tu să-ți dai din gură. Măi, ascultă ce spun. Fică ta m-a mințit. Te-ai lăsat copilul. Nu e adevărat, mă, nu, crede-mă pe mine, că eu am crescut-o de când era atâta. A fost domnișoară la tine, a fost o fată cu minte. Ce spui, ai venit să-mi dai foc la casă? Îți dau foc la casă pentru că mi-ai lăsat. Ei păta rușina fetei mele. Ei păta rușina lui nepoata mea, care Dumnezeu știe cum am crescut-o. De ce ți-ai bătut joc de ea? Te rog eu din suflet, ascultă. Și trebuia să vin cu ei acasă la mine. Trebuia să vin, măi, băiatule, că ți-ai bătut joc de famă. Nu, tu înțelegi că ea e... Mă, nu, eu mi-am bătut joc. Da. Eu așa am bătut joc de viața mea. Cum să-mi bată joc de viața ta? S-a dus cu Luigi și s-a dus cu tot satul cu Luigi și cu toți. Și tu ce fie fericit cu ea? Nu contează cum sunt eu. Nu e fericit. Te-a vândut părinții tăi pentru bani. O să vezi tu mai târziu. O să o vedești. A venit nebuna asta, coa. A venit să ne dea foc la casă. Nu, tată, încoace. Ce ești la mine în curte? Te rog eu frumos. De ce ai făcut-o nebunatul? Ce puțin, mamă? A venit să ne dea foc la casă. Te rog eu frumos. Te rog frumos. Zi-ne, Petre. De ce ați măritat-o? Pe cine? Pe băiatul. De ce l-ați însurat? Da? Și-a luat-o pe șcapă. Cam bani, da-i aia, tu tași din gură, mamă. Tu nu vorbi. Ai văzut cum a recunoscut? Pralino, ce-i cu tine, Pralino? Ai văzut cum a recunoscut-o pentru bani? Pralino. Te rog din suflet, da. Ai venit la mine. Da, ascultă-ți. Explicația, da? Da, da. Nu te mulțumești. Nu zici mersi că nenorocita dă nepoată ta a venit intactă la tine și n-a venit cu nasul tăiat și cu limba scoasă. Așa merită să fac. Să fac. Acum lăsați-mă și pe mine. Zici mersi pe ce s-a întâmplat, că a plecat frumos, neomorâtă, neînfuză. Lăsați-mă și pe mine să vorbesc. Hai, ați luat-o! Da, a fost domnișoară? Cine a fost domnișoară? Fata, nepoata mea, da? A fost domnișoară. A fost domnișoară? Hai, mă, nu e ajută. Și tu. Mai. A fost cum ai fost și tu. Mai nu vorbi de mine, n-are nicio legătură cu mine. Ai fost o... N-are nicio legătură. Nu, dar ce legătură are cu mine? Ce de ce? E vorba de nepoata mea acum. Mai învățat. Mai, femeie, e vorba de nepoata mea. Vă rog eu din tot sufletul. Acum, imediat, să nu se întâmple și cu tine. Mai rog acum nepoată. Vedeți voi că o să fie. Și tu nenorocit, mai eu știu ce cu el. Ce să ne amurile ce te dea de ea. Ce că mă iubeați așa.
ca să nu fie mai rău. Hai, ieșiți afară din curte. Ia, hai, frumos, afară. Afară din curte, afară din curte, afară din curte, afară, afară cu voi. Afară. Afară. Hai, ia, dracu să fiți de nenorociți. Ce s-a întâmplat? Au venit toți să ne dea foc la casă, nu știu ce cu nebună e, Doamne. Și tu cum de mult a venit, cât de mult sunt aici? Păi eram în casă cum v-am sunat. Dar ce nu ți-ai sunat tot neamul și ai sunat doar la noi? Păi n-am avut timp, ce vrei să dea foc la casă? Și cu fata ce s-a întâmplat? Ce i-a făcut la fată? Nu i-a făcut nimic, s-a dus în casă. Și ce a zis tata? Ce a spus? Ce ți-a vorbit? A început să zică că... Ia taci! Că voi pentru bani m-ați vândut, că ați luat-o, ați dat-o afară pe... pe Crina și m-ați căsătorit cu... Și tu ai crezut-o, mamă? Păi nici nu știu ce să mai gândesc când au zis asta. Da. Cum adică, stai, mamă? Cum să stai? Nu știu ce să mai gândești. Ia stai, stai, stai. Te-am mințit eu pe tine vreodată, mamă? Pralina s-a luptat cu morile de vânt. În cele 3 săptămâni de când nu s-a mai văzut cu Liviu, Crina a suferit amarnic. De ieri, de când soțul ei s-a recăsătorit, a înțeles că bătălia e pierdută și că trebuie să-și vadă de viața ei. Am stat și m-am gândit, știi că doar pe tine te-am. Eu sunt de părere să te împaci cu bărbatul tău. Ai, te rog eu din suflet. Te rog, gândește-te la copilul tău, te rog, mamă. Spune-te în situația mea. Livia aparține nu, 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 nu. Gândește-te numai la copil. El să știi că încă te iubește. Mă, eu am stat Liviu de vorbă cu el. Nu a avut încredere în mine. Liviu nu m-a crezut. M-a dus în fața taborului. M-a umilit. El, într-un final, tot el m-a umilit cel mai rău. Din cauza părinților lui. Mă, tu și nu contau părinții. Dacă avea încredere în mine, a trăit cu mine, avem un copil amândoi, băi, nevasta mea, trebuie să o cred. Nu, ce fac? Cred în mama, cred în tata. Tu crezi nu, în mine? Mătușă, nu, crezi în mine că el încă te mai iubește? Nu, iubi, mătușă, degeaba. Eu nu vreau să mai aud de Liviu. Totul a parținut trecutul. Dar tu știi prea bine, tu nu te gândești la copilul mătușă, tău. Vreau să mă distrez în seara ce asta. Ce distracție! Vreau să uit. Am întâlnit un bărbat care a avut încredere în mine. Un bărbat cu putere, am nevoie de protecție. Am nevoie de un bărbat puternic lângă mine. De unde e bărbatul care m-a luat din stradă? Da, în pijamale. Am o tușă, nu e. Nu s-a atins de mine, a dormit la el o noapte întreagă. Nu s-a atins de mine cu așa să-mi facă. M-a respectat, mi-a dat să mănânc. Nu ai încredere în ziua de astăzi, bărbați. Nu ai încredere în ziua de astăzi, bărbați. Te rog eu. Tu gândește-te bine că tu încă Liviu te mai iubește. Degeaba, mă, tușă, nu am avut încredere. Dar Liviu s-a pus în situația mea când eu vreau să mă omor, când nu știam de copilul meu, când el a avut încredere, mă dușă, hai să nu stricăm această seară. Ai, eu am nevoie acum să mă răzbun, îmi vreau copilul înapoi, iar Viorel, chiar dacă nu-l iubesc acum, pe parcurs, iubirea vine. Viorel este băiatul care a salvat-o pe Crina în noaptea aceea crâncenă. Până în ziua în care și-a pierdut și ultima speranță legată de Liviu, Crina nu a răspuns pozitiv dorințelor lui Viorel. Dar astăzi, soțul ei e un om însurat și ea o femeie liberă. Crina, iubita mea, cât de frumoasă ești. Nu mulțumesc. Să cred. Ești o prințesă. Vreau să prințesc drumul seara asta. Și eu la fel. Mă rad de tine. Tinerii căsătoriți s-au mutat în casa lui Angel, iar în scurt timp California s-a cam prins cum stă treaba în căsnicia fiului ei. Își face și ea griji ca o mamă, vede că nici băiatul, nici copilul nu sunt fericiți. Dar acum, ce mai poate face? Decizia proastă a fost deja luată. Ce-i mamă asta? Măi, mamă, tu știi ce se întâmplă la tine în casă? Știu, mă. Păi de ce face nevastă ta, mamă? Uite, ți-a luat pe la micul, la urecheat... I-a dat și-o palmă? Că, știu, că cine știe ce a spart ăla micu prin casă, pe la ea, pe acolo? Dar e copil mic, mamă, ce știe el? Așa era toți copiii, așa erai și tu, mamă, și tu și ea când era la taică-su, mamă, copil. Tot așa făcea mamă. Ce are mamă nevastă ta? De ce se poartă așa mamă? Da, mamă, pentru că voi v-ați băgat în treaba asta. Cum? Luați-o acum și pălați-vă pe cap cu ea. Din cauza voastră stau eu cu nenorocita asta. Păi asta e, mamă, puțin așa, asta e puțin așa. Că acum am dat eu seama că fata asta nu-i vinovată cu nimic înseamnă. Știi de ce? De ce, mamă? Pentru că nu-ți faci tu datoria de bărbat cum trebuie, mamă. Dar nu vrei să te iau și în dormitor la mine, mamă, să-ți fac un scaun mai, acolo, să stai să mă pădești. Că nu e chiar așa ce zici tu. Să-ți explic ție cum aplic teoria sau cum nu aplic. Ascultă-mă, mamă. Ascultă-mă, dacă tu ești băiat cu capul pe umeri, trebuie să mă înțelegi pe mine ce spun, mamă.
că de-aia ți-am adus fata asta în casă, mamă, să aibă și ea o bucurie, o inimă deschisă către bărbatul ei. Să o iubești, mamă, să o se primească de la cine frumos. Vrea ea. Nu păi, știu ce nici chiar așa mă înseamnă eu. Că din cauza asta, mamă, copilul tău este așa chinuit? Și nu îngăduie fata asta că prima dată, mamă, la început, nu știe ce să-i aducă în brațe, mamă. Să-l gugulească, să-i aducă dulciuri, să se joace cu el, mamă, și de la un timp de vreme, mamă, acum îmi dau eu seama că fata asta nu mai suportă copilul, că știe că e copilul tău și alu' stața aia, mamă. Că tu nu-i dai voie, mamă, să-ți iubească copilul. Că dacă tu la rândul tău îți făcești tu datoria de bărbat... Și ce vrei să fac acum? Avea și el grijă de copilul tău, mamă. Dar ea când vede mamă că tu nu suporți, cu ea în dormitor de vorba nu stai. Ce-i, mamă? Am venit și eu cu ele. Stau și eu la o discuție cu băiatul meu aici. Nimic, mamă. Ce-ai făcut? Nimic, eram până la bucătărie. Ce face la micu? L-ai culcat? Crina a apelat o alege pentru a-și vedea copilul. S-a dispus începerea unei anchete și se va lua și o hotărâre judecătorească pentru stabilirea tutorelui și împărțirea custodiei. Mama copilului m-a rugat pe mine, eu lucrez la protecția copilului, și m-a rugat să o însoțesc. Păi stați așa, domnul, deci de la protecția copilului. Sunteți? Da. Păi eu v-am dat voie în casă la mine, doamnă, că cine știe ce probleme, zic, că ce-o fi făcut băiatul meu, zic, de, am crezut că e poliția, dar de la protecția copilului, doamnă, exact. Să știți că nu vă dau voie să mai discutați nimic. Ce înseamnă de lucrul ăsta? De ce? Păi da, explicați-mi deci, și mie. De ce îmi spuneți asta că sunteți de la protecția copilului? Să vă explic situația. În orice caz de genul acesta, da? Intervine protecția copilului pentru a vedea dacă acest copil este crescut în condiții bune. Păi și nu, vede, nu numai luxul contează. Da, deci da. Credeți-mă, nu așa. Numai luxul e important. Dacă da. Este îngrijit, nu numai din punct de vedere material, dar dacă are, este iubit, dacă și părinții și noua mămică are grijă și iubește păi cu adevărat. Păi și de ce a venit? Ia dași, mamă, din gură. Păi știi ceva, mamă, că nu mă iubesc eu pe mine. Spune. Că tu îmi iubesc acel copilaș, că e copilul meu, doamnă. E copilul copilului meu, cum să nu iubesc? Dași! Vorbește frumos! Vorbește frumos! Păi vorbește cu ea, ca să te vorbești! Da, mă rog frumos! Nu vă certați! Vă rog frumos! Stai liniștit! Și tu, măi băiatule, cine ești? Nu trebuie să ne certăm, n-am venit să ne certăm! Să tacă de... Dar e invitata, de ce ai venit cu ea la mine? Stai cu minte! Vă rog mult de tot, haide să nu ne certăm! Uite, doamnă, de ce n-ai venit singură? Doamnă, dar ai venit cu... Să înțeleg că femeia asta murdară vrea copilul meu? Da, tu bule moarte, frate! Când vine un vagabond în casa mea, se consideră că și-a dus unul pentru bani. Lasă-mă în ajuns, mă, nu ridicați să mână la băiatul meu. Deci la fel de bine ca și dânsa, aveți drepturi egale pentru acest copil. Doamne, deci, să vă spun care e problema. Eu sunt să stabilesc. Nenorocita asta am prins-o cu un băiat în patul băiatului meu. Doamne, și nu mai poți să-mi lași copilul să te ia cu colanie în pat în fața copilașului. Da, doamnă! Ați văzut da, doamnă, vă jur acum, vă aduc acum baul, banii și vă jur pe ei. Da, doamnă! Deci eu, sinceră să vă spun, cum să stea copilașul meu, doamnă, în brațele la fufa asta, uitați! Dar la vagabonda asta, la zdrânța asta. Ce vă rog frumos să vreau să zic ceva. Vă rog frumos, vă rog frumos, lăsați-mă să vorbesc. Oamenii ăștia n-au avut încredere în mine din cauza părinților, din cauza tatălui acestei fete. Da. S-a ajuns în situația asta. Mi-au luat copilul pe nedreptate. Poate ți-ai găsit unul cu bani acum și te-ai gândit că vrei să-mi iei mie copilul? Băi, ce nesimțită! Nu știu ce curaj ai să-mi iei gata! Cu cine ești bugat să te bagi în seamă? Mare și mă gândi acum! Bă, nu te-ai știi că să vă rog! Bună norocită asta, copii! Hai să vedem ce vrea doamna și să plece ăștia odată! Da, doamna, ia spuneți! Ce vreți dumneavoastră? Trebuie să stabilesc și modalitatea în care voi stabili cine anume va fi îndreptățit să primească copilul, să-l aibă în îngrijire în continuare. Noi suntem, doamnă, noi suntem îndreptățiți. Să fie, să fie. Să vedem ce vrea și la cap și să terminăm povestea asta. Deci lăsați-mă să vreau să vorbesc, da? Eu am venit, vreau la fiecare dintre dumneavoastră să fac un test psihologic și în urma acestui test, ce? Despre ce este vorba?
o serie de întrebări și ca un mic interogatoriu la care vă răspunde sincer. Lasă să vorbească, spune doamna că nu înțeleg, mamă, nu știu ce e. Vă explic. Deci e vorba de o sumă de întrebări, da, la care trebuie să răspundeți. Și eu după aceea fac o evaluare acestor răspunsurilor dumneavoastră și pe baza lor evaluare ce vrei să-mi vinzi copilul nenorocitul? Ce vrei să-mi vinzi evaluarea asta? Ce vrei să-mi evaluezi? Vrei să-mi vândă copilul, doamnă, ce e asta? Este o simplă testare, deci nimic, nu vă ia copilul nimeni cu forță. Doamnă, atunci, da? Deci răspundem la niște întrebări și cu asta am rezolvat problema. Hai să începem o dată. Hai, spuneți, doamnă, să vedem ce aveți de spus. Deci, ce am de spus? Așa. Băi, tu vină cu mine. Vreau să vă pot... ușor. Păi unde se duce doamna cu copilul meu? Nu știu, nu știu. Deci vreau să vă hotărâți. Spune locul frumos de față. Tu rămâi acolo. Vedeți atitudine, vedeți atitudine. Da, spuneți. Nu este normal nici cum procedați dumneavoastră. Între bărbați, treburile se rezolvă altfel, iar Viorel vrea să fie clar pentru toată lumea că femeia lui, Crina, are spatele asigurat. Nu vreau să fiu violent cu tine prima. Spun acum, din clipa asta, tu pe Crina nu mai jignești, ai înțeles? Nu mai vorbești urât, nu mai e nevastă ta. De azi încolo, Crina e iubita mea. Și vreau, vreau să o respect. Bă, băiatul, nu știi cine sunt eu, dar o să afli. Mai bine pentru tine să nu afli cine sunt eu, cu adevărat. Cu ajutorul lui Viorel, Crina a început să-și facă ordine în viață. Își vrea înapoi copilul și mai vrea răzbunare. A doua zi, Viorel a început curățenia din viața iubitei lui. Ce vrei, mă? Stai puțin și să nu vorbim. Stai, mă, apă pe mine, mă. Cu cât seamănă pe tine, mă? Stai. Ce vrei? Ce vreau? Da. O, Crina, nu vine să cred. Eu, Crina. Ce faci? A venit cu mașini, să-mi ales că ți-ai făcut iubit cu banca, ce vrei să faci? Acum îți pui tu pe una, pentru că nesimțirea care ai avut-o tot timpul și acum o aplici. Nu te-ai săturat. Nesimțire? De ce? Așa simțire? Când te-ai călcat cu mine, nu mai era nesimțire. Am venit cu o treabă, să-ți pui, să-ți pui adevărul despre ce s-a întâmplat. Când te-ai călcat cu mine, nu mai era nesimțire? Când țipai, cum urlai? Cum urlai? Ce-am făcut, mă, nesimțire? Cum urlai? Cum urlai? Lasă-mă să plec. Mă, spune-te, vorbă! Chiar nu l-am stat de vorbă. Băi, tu ești un lache. Băi, ascultă-mă puțin. Nu lasă să avem discuții, să ne certăm, să facem bani. Și-o prietenii mei, să-ți spune adevărul tot. Băi, tu stai aici și nu pleci. Mai bine, lasă-mă să plec. Stai aici și recunoști adevărul. Ce adevărul? Când te-ai culcat cu mine? Te-ai culcat să nu cu mine, zi-o. Uite-te în ochii mei și spune-mi. Păi ți-am spus că da. Tu parcă nu știi. Parcă tu nu știi, ia la după mine. Gata, te rog frumos să plec. Când te-ai culcat cu mine, stai aici. Stai-mă să plec. Spune-mi de ce minți. Cine ești, mă, tu știi ce vrei? Bă, tu știi... Cine ești, mă, tu știi ce vrei? Cine știu? Lasă-mă, mă, să plec. Bă, lasă-mă să plec. Stai mai ia-mă, bă, stai mine. Aici, bă, ia-mă, aici, mine. Nu pleci că ești aici. Ia-mă după mine. Bă, stai aici și recunoști tu adevărul. Te-ai curat la Crina. Cine ești, mă, tu? Cine sunt eu? Da. Ai auzit, mă, dacă am un marcator, John? Stai, mă, bă, de ce nu spui așa? Ai auzit? Eu sunt Viorel din Calamărul. Și stai și recunoști adevărul. De ce nu spui așa? Spune adevărul. Te-ai culcat sau nu cu mine? Uite-te în ochii mei acum și spune-mi. Ce să zic, îmi pare rău, am făcut-o și-o pentru bani. Cum adică pentru bani? Eu nu înțeleg. Cum adică pentru bani? Am avut și bani de la... De la? Socrite, care le iubesc foarte mult. Nici dracu. Tot ce vrei să zic? Mă, vorbeam până la încerat. Dacă ai venit cu băiatul, trebuie să zic adevărul, nu? Oh, nu! Acum vii cu noi, te luăm în mașină, vii și spui adevărul, nemernicule. Vii și spui în fața la toți că nu te-ai culcat cu mine. Da, da, în fața toată lumea aia e urât. Nu, în fața la stabor unde ai mințit. Mergi acolo ți-am cu mine. Ți-am spus, știi tu ce mai trebuie. Nu, trebuie să afle toată lumea. Ai înțeles? Cu toate că mie îmi place de ea. Și ai venit tu numai. Acum, ai înțeles? Nu m-a interesat, nu m-a cu mine. Și tu trebuie să mergi despre rușinei. Viorel este un tip serios și de temut. Are bani și relații, are prieteni și mult tupeu. Pe Liviu l-a potolit. Pe Luigi l-a rezolvat. Acum îl caută pe Angel. Băi, stai. Bă, unde vă duceți, mă? Bă, ia vorbim de frumos, mă. Băi, spuneți-i lui Angel că caut vreau să vorbesc cu el. Păi și cine ești? Vorbește, mă, frumos, că nu știu ce sunt eu. Zi lui Angel că-l caut. Curte, unde te crezi? Bă, zi lui Angel că-l caut să iasă afară. Mă, unde te crezi de aici așa? Dar cheamă-ți, mă, șeful meu. Ce vorbește așa? Bă, nu mai putem să ce se întâmplă? Salut, Angel. Salut. Am venit să vorbesc cu tine civilizația, să ne vorbesc cu tine treaba. Ca să nu facem mare tărăbăie. Ce să discutăm? Ce am discutat? Avem ceva de discutat. Dacă vrei să vorbim civilizație, intrăm în casă, vorbim. Dacă nu, stăm aici și ne aude tot satul, urlăm. Bă, lasă gura mai ce, mă. Vorbește, mă, frumos. Poftiți în casă, vă rog. Mergem cu tine și nu, rămâneți aici. Angel i-a invitat în casă pe cei trei. Viorel e un tip care nu prea știe de glumă, se pare.
Ce căutați voi în casa mea? Nu se poate așa ceva. Tăciți amândoi. Bine, știți-vă, noi am venit să vorbim ceva. Dar până atunci, te rog frumos, cheamă pe ai tăi. Mie spui să mă liniștesc, cum vii în casa mea să spui să mă liniștesc? Te rog frumos, liniștește și respectă-mă. O să-ți pară rău după aia, așa că stai puțin în banca ta. Cheamă-i pe ai tăi că vreau să discutăm ceva foarte important. Mamă! Tată! Cine, mă? Ia uite cine a venit la noi. Iar p*** asta, mamă. Bună ziua, foștii mei. Am venit să discutăm. Da. Să vă spun ceva. Ție, Liviu, să-ți arăt adevărul. Ce să mai și cum ai acuzat pe Petre. Să-ți arăt ceea ce au făcut scumpii tăi părinți cu soția ta, pe care îl spuneai că o iubeai. Îl avem aici de față pe Luigi. Nu, mă, dar trebuia să vii. Mamă, mai de mult. Doamne, tăceți acum că-ți vă pară rău când o să vedeți că am dreptate. Luigi, te rog frumos, vorbește și spune ceea ce mi-ai spus și mie adevărul. Păi nu știu dacă... Păi, vă cunoașteți. Auzi, nu mai obligat, lasă că știe el ce spune. Păi spune de-o tata, ce spune? Liviu, vreau să zic tot adevărul. Păi l-a zis odată. N-am fost la asta, poți ce ai zis adevărul. Lasă-mi mai zic odată, mamă, să audă. Adevărul este că eu nu m-am culcat cu ea, n-am făcut nimic, n-am ascuns cu deget. Ce ai zis, mă? Nici măcar n-a stat. Ce ai zis, mă? Nici n-am ascuns cu deget cu nimic. Mă, hanatule, ai uitat că te-am prins chiar cu ea în pat? Cum poți să zici, mă, vorba asta? Liviu, am fost plătit de părinții tăi. Cum? Mi-a dat 250 de euro. Păi, n-ai al dracu de nenorocit care ești. Și-a văzut dracu ce-a văzut. Nina a vrut să o ating, ea, măcar. Ei, tot eu ca să ochii de vă să-mi amintesc. Liviu, am încercat să spun și n-ai avut încredere în mine. Nina, asta s-a ating. L-a plătit ăsta care s-a încurcat cu zdreanța asta, cu asta, mamă. Doamne, și în momentul de față vă permite să mă jigniți când vedeți că adevărul este la Ivana? E interesul lui, mamă, să rămână cu ea și l-a plătit. Cetează, credeți-mi că nu e adevărat ce aud. Mai bine spune, mamă, cât i-a plătit. Liviu, lăsați-mă să vorbesc. Este dreptul meu să vorbesc cu Liviu acum. Ați mințit, am mințit destul, gata. Ce minciunile tale? Liviu, am încercat să spun să-ți arăt adevărul. Ai crezut în părinții tăi? În scumpa ta soție? Acum? Eu am încercat să deschid ochii, n-ai vrut să-i deschizi. N-ai vrut să asculți de mine. Pe tine te-au plătit părinții? 250 de euro mi-a dat. Băi, de ce mi-ai zis? Mă, tu să mamă! Bă, că ăștia e baran de chium, uite. Mamă, este de adevărat ce zice el? Nu e, mama, adevărat, stai și nu te enerva. Pentru nenorocita asta, pentru h**ata asta. Doamne, vă rog frumos, ce aud urechile zile, doamne. Ce-mi dai tu mie de înțeles? Că încă nu mai bești pe nenorocita asta? Nu vezi cu cine vezi la vreți? Mamă, ce mi-ați făcut voi mie? Mi-a distrus viața. Ascultă-mă, ia stai tu jos. Uite ce zice omul ăsta. Stai. Să stau, mamă, sus. Uite ce zice omul ăsta că l-ați plătit. Nu, stai așa, mamă, să... M-ați vândut pe mine pentru codruță? De tu, mă, că vine ea. Ține-se puțin. Ia una! Da, te-au vândut, da, tu mă vieți! M-ați scos lângă femeia asta pe care o iubesc și m-ați însurat cu ea? Liviu a aflat și el adevărul. S-a lăsat legat la ochi. A avut încredere în oricine, mai puțin în soția lui. Într-un fel, își merită soarta. N-am vrut să te legi la cap toată viața ta cu nenorocita asta, mamă. Știi de ce? Că tu de câte ori veneai, mamă, veneai flămând, de la mine cereai să mănânci, eu îți dădeam să... Îți făceam toate poftele cu tot ce vroiai tu, mamă, și nenorocita asta. Nu spunea, poftea, o copașă după tine. Sunteți îngropați în datorii până în pofte. V-ați vândut copilul, dacă copilul meu mai rămânea la voi, îl vindeați și pe el, că așa sunteți voi. Nu era bună de nimic. Mamă, o iubeam și fata, și te iubesc, mamă. Lasă, mamă, stai liniștit, că uite nevasta ta aici, vrenică, bogată, frumoasă. Liv, iubește-te în ziua, ai deschis ochii. Tu erai o strată. Îți stai toți. Mă, băi, am venit cu picioarele goale în casa mea, nenorocit-o. Ia mâna de pe mine. Ia mâna de pe mine. Nu vorbi așa cu nevastă ta, mamă. Încă o dată, Pralina a cerut convocarea staborului. Adevărul a ieșit la iveală, dar acum onoarea nepoatei trebuie spălată și vinovații trebuie să plătească. Vreau să știu pentru ce ne-a convocat staborul a doua oară, dintre voi. Bulibașa, eu am convocat staborul să facă iarăși așa, cum să vă spun, că fata, nepoata mea, deci e nevinovat, și-a lăsat copilul, i-a oprit copilul, a dat-o afară din casă. Bulibașa, mai multe trebuie să spună ea ce... S-a făcut o nedreptate asupra mea la staborul făcut anterior. Iar noi am venit acum cu o probă legat de Luigi, că a mințit că s-a culcat cu mine. Ce v-am spus și staborul trecut. Am venit să vă spună el adevărul, tot cu prob. Spune adevărul, măi! Păi... Spune adevărul! Tu spune adevărul că ai stricat o casă! Ce să vă zic?
Te rog, cum ce să zici? Cât ce sunt eu aici, ce, vorbește încet și frumos. Fără ce... Lăsați-l să vorbească. Deci trebuie să recunoască adevărul. O să recunoască. Ea spune, care e adevărul? Adevărul e, tată, doamna California cu soțul ei mi-a dat 250 de euro să mint. Prima dată când ați venit la mine, mi-ai spus altceva. Care e minciuna? Ce minciună? Am mințit că m-am culcat cu ea, că asta e pentru bani. Domnul înțelept, am și eu două vorbe să vă zic. Asta e o nedreptate. Uitați de ce vă spun chestia asta. Știți că înainte, când a fost în stabor, când am stat de vorbă și dumneavoastră ați fost, s-a găsit de cuvință, chiar el cu gura lui a spus că s-a culcat cu ea. Nu e probabil. Spune adevărul. A spus în fața dumneavoastră. Dar așa, el spune că a fost plătit și spune că a fost plătit de voi doi. Deci, el a venit și a spus și a recunoscut. Acum, sigur, la siguranță, eu sunt sigur că cineva l-a amenințat de s-a întors invers, împotriva mea. Niciodată eu nu i-am dat ceva pentru treaba asta. A fost o agresație, dar nu... Vreau să zic adevărul eu. Spune adevărul, mamă, spune adevărul, că nevoata mea nu-și mai vede copilul. Din cauza la copil, din cauza la... Și atunci, care e adevărul? Că până acum am auzit numai minciuni. Hotărârea e grea. Martorul implicat și-a schimbat de poziția. Dar de partea cui e dreptatea? Cine a mințit și cine spune adevărul? Bulibașa. Vorbesc cu Bulibașa. Vorbesc cu înțeleptul. El e înțeleptul la toți romii noștri. Și dacă el a cerut adevărul, vă spun spune adevărul. Eu de la început, Bulibașa, nu mi-a plăcut nici mie, nici lui California, de această moră. Eu bucuroasă. Miroase mâncarea de 5 zile. Nu se poate. Uite frumusețea de fată. Nu se poate. Te scot afară. Te scot afară. Hai, domnule, zi-mă. Vă zice California, toată treaba din casă, cum o lasă de miroase. Și când mănâncă, nici farfuria nu o spală din aia care mănâncă. Nu se și poate. Și toate astea, uite, s-au strâns. Ce se întâmplă la voi în casă, asta e treaba voastră, fraților. Ce se întâmplă la voi în casă, asta e treaba voastră. Păi mine mă interesează, l-ai plătit sau nu l-ai plătit pe omul ăsta? Da, Bulibașa, l-am plătit. De ce? Păi am o datorie la Angel. Și ce treabă are datoria cu plata? Angela a venit la mine datorită datoriei care trebuie să o dau și mi-a zis că dacă îmi las Nora și după băiatul meu o iau pe fata lui, șterge datoria care o are la mine. Așa? De asta am făcut. Așa, Angele? Păi, pentru fata mea fac orice, nu? Păi atunci sunt obligat în faza aceasta să desfac căsătoria la fata și la băiat și să-i unesc pe ceilalți înapoi. Tu mai ești de acord să le iei înapoi pe... Bulibașă, mă scuzați, dar eu nu vreau să mai dau înapoi în trecut. N-a avut încredere în mine și pentru mine a fost de ajuns. Nu mai vreau să mai iau altă decizie greșită. Atunci o să o rezolvăm altfel. Copilul o să revină la fată, iar datoria ta, Angelie, o să, care trebuie să o iau, o să revină la fată. Și cu asta am încheiat. Voi ce ziceți, bă? Bulibașa, să trăiești. Ne-a venit copilul înapoi, ne-a venit nepotul înapoi. Corect. Bulibașa, vă mulțumesc. Judecata s-a încheiat. Crina ar fi trebuit să fie fericită, dar o greutate apasă pe inima ei. Crina, de ce ești îngrijorată? Te simt așa, nu știu, ești schimbată. Nu am nimic. Dar te frământă ceva. Sunt fericită că am copilul lângă mine, că ești adevărul la suprafață, că... Dar totuși sunt îngrijorată pentru Ramir. Vezi, ți-am zis că te simt ai ceva? Da, Viorel, am crescut fără părinți și știu ce înseamnă să crezi fără părinți și nu vreau ca băiatul meu să crească fără tată. Bun, dar tu știi că te-ai bazat pe mine până acum și te poți baza în continuare. Mie puteai să-mi spui și poți să-mi spui orice, oricând. Da, îți mulțumesc. Știu că ai fost singurul om care m-a crezut și ai avut încredere în mine, care m-ai ajutat, dar... Nu pot să scot o fosa de pe suflet. Normal, și de asta, dacă vrei tu și simți asta, o să merg cu tine la Liviu acasă, să poți să ai o discuție cu el. Nu știu, să vorbiți. Dacă vrei, mergem acasă la el. Te aștept 15 minute la el acasă. Și dacă
în 15 minute nu vii, înseamnă că v-ați rezolvat problema și vă împăcați și o să dispară în viața ta cu tot. Te las să fii fericită în continuare. Viorel este genul de bărbat pe care o femeie se poate baza. S-a îndrăgostit de ea în noaptea aceea și ar fi capabil chiar și să o piardă dacă asta o va face fericită. Bună, Liv! Bună. Văd că te-ai apucat de băut, nu aveai obiceiul ăsta înainte. Am venit să vorbim. Te-ai întors la mine? Nu, am venit să vorbim. Te-ai întors la mine. Am venit să vorbim și nu asta e ideea. Am venit să rămânem prieteni. Cum adică prieteni? Prieteni. Am venit mai mult pentru Ramir. Ramir are nevoie și de tine și de mine. Păi și eu nu pot să fac parte din viața voastră? Deci vreau să înțelegi de la început. Am venit pentru Ramir. Am venit. Faci parte din viața noastră, mie ca prieten, lui ca tată. Atât, nimic mai mult. Vreau să înțelegi chestia asta. Nu vreau să decurgă discuția să fie prea aprinsă. Eu vreau să fim din nou o familie, adică tu... Ce familie? Nu există familie între noi. Te rog frumos, nu aplica tu pe ăsta. Ce familie? Cum ai curaj? Dar ce curaj ăsta? Care familie? Am fost o familie. Iartă-mă, știu că am greșit. Am fost o familie. Știu, Carina, scuză-mă, iubita mea. Știu că am greșit. Lasă-mă, știu că am greșit. Am insultat pe părinții mei și m-am dus cu dobitoaca aia și n-am știut care mi-au... De ce o și gândește acum dobitoaca aia? Nu a stricat nimic. Dobitoaca aia avea bani, uite de la mine. Dobitoaca aia avea bani, cum îi spui tu. Dobitoaca, strâmbă, proastă, cum o fi, avea bănuți. Nu mă interesează. Lasă-mă să vorbesc. Pe tine te-au vândut părinții. Mămica ta care o iubeai și ai pus-o în fața... În fața copilului tău. Hai să fim serioși, hai să lăsăm. Liviu, nu te mai recunosc. Nu te mai recunosc, nu ești bărbatul pe care eu l-am iubit. Nu ești bărbatul cu care eu am făcut un copil, cu care am plecat de acasă. Mi-am lăsat mătușa singură. Nu ești bărbatul ăla. Te rog, vreau din nou să fim noi. Hai să vorbim, ridică-te, te rog frumos. Nu vreau să ajungă la așa ceva. Ridică-te, dacă nu plec. Te rog frumos, n-ai de ce să mă rogi. Pentru ce să mă rogi? Tu știi prin ce am trecut eu? Tu știi cum m-am simțit în fața staborului? Tu știi cât de umilită și dezamăgită de tine și de către familia ta m-ai simțit? Tu ai idee ce a pus în sufletul meu cu mama ta. Când mama ta m-a despărțit de Ramir, când am fost alungată ca ultima tăptură din casa noastră. Crina nu a venit cu gânduri de împăcare, ci de pace, de liniște și de dragoste pentru copilul ei. Ce ai făcut? Mă, tu știi în sufletul meu ce a fost? Crina, știi? Nu mai lasă-mă pace! Te rog frumos, gata, lasă-mă! Crina, te rog, iartă-mă! Crina, nu pleca, te rog, rămâi în casa asta! Ramir, o să vorbim despre te rog, Ramir! Crina, te rog, o să vorbim despre el! O să vorbim despre Ramir! Te rog, rămâi în casa asta! Lasă-mă pace! Crina, nu pleca! Crina! Crina! Pleca! Pentru Liviu, totul s-a sfârșit. Pentru Crina este doar începutul unei vieți frumoase alături de Viorel. Neîncrederea lui Liviu i-a provocat nefericire, dar până la urmă s-a făcut dreptate. Femeia și-a recuperat copilul și acum este liberă să-și refacă viața. Dar unde duci tu așa grăbit? Dar nu vă interesează pe voi de mă duci și dă-mi jos înapoi! Dar nu așa isterică, mă, mă, ce-mi place că ești isterică! Ce vreți de la mine? Lăsați-mă în pace! Niște nenorociți, niște tumpiți, niște tubitoci! Știi ce mi-am făcut? M-am violat! Am fost acolo și nu am putut să intervin. Te-am prins, nemernică mică. V-a liburtat? Doamne! Sună-mă de la o salvare, bă! Ce v-am făcut, mă, eu? Ia zi, mă, îți plac femeile tinere, am înțeles, a?